Pentru mine, domnul profesor George Georgescu reprezintă cel care m-a inițiat în medicina cardiovasculară, în cardiologie, care mi-a îndrumat primii pași în anii de ucenicie și care ulterior m-a ajutat să îmi desăvârșesc formarea de medic cardiolog. Este un om de care îmi amintesc în fiecare zi, ceea ce cred eu că reprezintă extrem de mult în ceea ce privește valoarea excepțională a acestui om și importanța lui pentru mine și pentru acest institut. Într-adevăr, a fost un om exigent cu înalte standarde de calitate în ceea ce privește activitatea profesională ca și formarea medicilor cardiologi. Cred că această exigență ne-a ajutat pe noi foarte mult ca să ne corectăm greșeli pe care le-am făcut inerent în cursul formării noastre profesionale și în același timp să stabilim noi niște ținte înalte în ceea ce privește realizarea noastră ca medici cardiologi. Numele institutului spune totul despre valoarea excepțională a domnului profesor Georgescu. Sper că cei care au urmat activitatea i-au dus cu mai departe cu, spunem noi, cu bine intențiile bune de la început. Domnul profesor s-a implicat enorm în perioada cea mai grea, perioada de început a institutului, în perioada în care și-a găsit drumul între celelalte instituții de același nivel din țară. Iar acum eu cred că Institutul de Boli Cardiovasculare George Georgescu se situează printre instituțiile de înalt nivel în ceea ce privește medicina în România și poate sta cu cinste alături de instituții de același nivel din Europa.